Continuăm discuția cu Vlad Ciobanu, arbitru FIFA. Am discutat în prima parte a emisiunii despre arbitrajele de la futsal, despre central. Să vorbim în această parte despre bilanțul pe 2018 al arbitrajului Ieșeni. Da, aș vrea să fac câteva considerații, pentru că sunt și președinte al Comisiei Județene a Arbitrilor din Iași, care funcționează în cadrul Asociației Județene de Fotbal. Avem un număr de arbitri cu care ne situăm între primele 5 județe din țară. Sunt, înțeles că vreo 26, nu? Sau peste 200 de arbitri la nivelul în total. 200 de arbitri care activează la nivelul județului Iași. Suntem între primele 5 județe din țară ca număr. Acum avem și 17 arbitri divizionari. În 2012, când am preluat comisie, eram doar 5. Și cu acest număr de 17 arbitri divizionari suntem pe locul 6 în clasamentul național al județelor care au arbitri divizionari. Deci, și aici, arbitrii divizionari ce înseamnă? Începând de la Liga 3, Liga 2 și Liga 1 la fotbalul mare, arbitrii de futsal și arbitrii de fotbal pe plajă. Dar noi nu avem arbitrii de fotbal pe plajă de niciun fel. Și fotbal feminin, nu? Și fotbalul feminin. Noi avem o domnișoară care este arbitru de Liga 3, arbitru asistent, și care probabil că în viitorul apropiat va avea șansa să promoveze la Liga 2 și să sperăm că și mai departe. Cei mai mulți dintre ei sunt asistenți, nu? Avem 7-9 arbitri, incluzându-ne și pe mine și pe Bogdan, arbitrii de futsal. Avem 7 arbitri la Liga a 3-a, 7 arbitri asistenți la Liga a 3-a și mai avem un coleg arbitru asistent care este la Liga a 2-a. Adrian Vornicu, el este monitorizat și pentru Liga 1. Este de un an jumătate în acest program, l-a parcurs până acum fără niciun fel de greșeală. Este și în vizorul UEFA, pentru că a fost nominalizat de Comisia Centrală de Arbitrilor să participe la două cursuri organizate de UEFA anul trecut pentru tinerii arbitri români care pot în viitor să devină eligibil pentru lista FIFA. Ceea ce e un lucru senzațional pentru noi, pentru că el, dacă va face pasul, să spunem, în acest an la Liga 1, 2-3 ani are șansa să devină arbitru asistent internațional. Câți ani are? 30. Deci până la 37 de ani. 37 de ani este vârsta maximă până la care pot să fie eligibil pe lista FIFA, deci ar putea avea 10, 12, 13 ani pe ca arbitru internațional, ceea ce ar fi extraordinar. Pentru că, dacă ne aducem aminte, ultimul arbitru asistent internațional de la Iași a fost Ionel Popa, cel care a ieșit acum câțiva ani. Iar ultimul arbitru a fost Anton Heleșteanu, și mai mulți. Acum și mai mulți ani. De aceea e nevoie ca și central pentru fotbalul mare, mă refer aici. Cine are șanse să ajungă la... Orice tânăr care e pasionat de arbitraj și începe o astfel de carieră din timp. Zic din... Din cei pe care îi avem. Avem un arbitru de Liga a 3-a, Vlad Baban, care acum este în program de monitorizare pentru Liga a 2-a. La fel, face parte în acest program de un an și jumătate și până în vară se va închide acest program, până la finalul sezonului. Și cu el suntem în aceeași situație, a avut prestații impecabile până acum, pentru că a fost delegat inclusiv la 3 sau 4 meciuri de Liga a 2-a, pe care le-a condus foarte bine și a avut și a primit note foarte bune din partea observatorilor, l-au văzut inclusiv membrii din
s-a dorit o astfel de întinerire care a scăzut foarte mult vârsta celor care trebuie să înceapă primii pași în arbitraj, pentru că așa cum a ajuns Horațiu Feșnic la 25, 26, 27, 28 de ani la Liga 1, înseamnă că el automat a început arbitrajul la 15, 16, 17 ani. Noi avem acum tineri care încep la 14, 15 ani activitatea de arbitraj. Sau dacă vorbim despre Gabriel Mihuleac, el a început la 14 ani. Iar la 20 de ani este în lotul Ligii a 3-a. Adică nu a vrut fotbal și a vrut... El a jucat fotbal la nivel de copii și juniori, apoi a venit la arbitraj, a făcut o perioadă în paralel cele două activități, după care se pare că i-a plăcut mai mult activitatea de arbitraj și are toate calitățile care îl recomandă pentru a deveni un arbitru de perspectivă sau, să spunem, unul dintre cei mai importanți arbitri pe care le-am avut la Iași în ultimii ani. Au mai fost cazuri prin fotbalul județean cu arbitrii alergați, arbitrii... Mai avem. Situațiile astea vor exista în permanență, nu pot fi eliminate, pentru că dacă ne gândim la nivelul Ligii a 5-a și chiar la nivelul Ligii a 4-a, vorbim despre un fotbal de masă, despre amatori care vin duminica, știm foarte bine că unii dintre ei sunt... Mai consumă, mai... Vin în diverse, să spunem, stări de bine și atunci mai apar incidente, însă... Dar sunt mai multe, mai puține? Mult mai puține. Da, mult mai puține față de cele pe care le știam în momentul în care am preluat comisia de arbitri și pe cele pe care le trăiam, să spunem, când eram arbitru și eram doar arbitru la nivelul Comisiei Județene de Arbitri Iași. Ai pățit-o? La Iași nu, la Suceava înainte am mai primit și eu corecții, dar nu e arbitru care să scape fără... Toți păi e și o glumă, o vorbă între noi, că dacă nu iei bătaie la județ, nu ajunge arbitru. A, da? Da. Și atunci, uneori e un mod în care poți să recunoști un tânăr care poate să progreseze și să devină arbitru divizionar în momentul în care... Dar de ce se întâmplă cazurile astea? În afară bănuiesc că nu... Sunt și în afară. Sunt și în afară. Da, dar nu sunt la modul ăla. Nu știu, poate nu le urmărim noi sau nu avem acces la foarte multe informații despre ceea ce se întâmplă în campionatele județene, regionale sau, mă rog, din alte țări. Însă sunt situații. Automat, la nivelul campionatului județean, avem arbitrii tineri și foarte tineri, care nu au experiență, nu au acumulate toate cunoștințele despre legile jocului și se confruntă de foarte multe ori cu jucători care joacă și activează în campionatele județene de 10 de ani, au 40, 30, au 35 experiență. De ani, au foarte multă experiență și atunci și răbdarea lor poate nu este la nivelul la care ne-am aștepta. Sunt foarte multe explicații pentru care se pot întâmpla astfel de lucruri. Din fericire, însă, în ultimii ani am reușit să reducem foarte mult nivelul acestor probleme legate de indisciplina ale jucătorilor. Avem și un parteneriat cu un protocol semnat cu jandarmeria, care ne vine în ajutor de fiecare dată atunci când sunt jocuri importante și sprijinul lor este decisiv, pentru că am văzut și ca arbitru lucrul ăsta și ca observator când mai merg și văd arbitrii noștri, și spectatorii, dar și jucătorii se feresc când a mai avea atitudini nepotrivite atunci când văd prezența jandarmilor, da, la terenul de joc. În ce zonă din județ vin arbitrii, spun că iar acolo, nu vreau acolo sau... În ultimul timp n-am mai avut, să spunem, echipe problemă sau recunoscute ca generând probleme de arbitraj, însă să spunem că seria 3-a, cea de Pașcani a campionatului județean, are foarte multe echipe și foarte multe dintre ele de valori apropiate, foarte multe derbiuri locale, orgolii între, de exemplu, la Valea Seacă. Sunt trei sate componente ale comunei și fiecare are echipă de fotbal. Și bineînțeles că atunci când sunt acele derbiuri între satele din comună, uneori mai apar și scântei. Moțca, iarăși, are două echipe, cele două sate din comună, Moțca și Băureni, sunt angrenate în competițiile județene. La fel, când există derbiul dintre Moțca și Băureni, îl privim cu maximă atenție. Este un fel de Dinamo Steaua la nivel județului Iași. Moțca cu Băureni.
Bun. Ce v-ați propus în acest an? Ce planuri aveți la comisie? Ne dorim foarte mult să completăm și cele două eșaloane care ne lipsesc la nivelul arbitrilor. Adică dacă acum avem doi arbitri FIFA la fotbal în sală, chiar dacă nu sunt la teren mare, dar de bine de rău suntem acolo ca și prezență. Dacă Adrian Vornicu va reuși să promoveze la nivelul ligii 1, Vlad Baban la nivelul ligii 2, avem 14 arbitri la nivelul ligii 3, 7 arbitri, 7 asistenți, atunci reușim să completăm tot acest tablou și putem mai departe să creăm acel factor motivațional pentru tinerii care vin din spate și care să se gândească că dacă colegii lor au reușit să ajungă la Liga a 3-a, la Liga a 2-a, la Liga 1, să devină arbitri internaționali, atunci trebuie să reușească și ei și vom avea în continuare acea emulație care să conducă la, primul rând, la arbitraje bune la nivelul județului, pentru că ăsta este un al doilea lucru foarte important pentru noi, și apoi să promovăm cât mai mulți arbitri în eșaloanele superioare. Pentru că și din spate vin în continuare foarte mulți tineri. Avem în programul de monitorizare pentru Liga a 3-a, adică arbitrii care avem de la Liga a 4-a, un program început anul trecut și care se va finaliza la sfârșitul acestui sezon. Am plecat cu 4 arbitri și 6 asistenți și mai avem 2 arbitri și 2 asistenți care intră în ultima etapă a acestui program cu șanse reale de a promova la sfârșitul anului. Mai avem acum mai nou un arbitru de fotbal în sală care poate să intre în lotul național al arbitrilor de fotbal în sală, pentru că și aici, așa cum spuneam, nu numai competițiile de futsal se dezvoltă, dar și la nivelul arbitrajului trebuie să crească numărul de arbitri și atunci avem și noi un arbitru tânăr care a intrat într-un astfel de program de monitorizare, a parcurs 2 etape și urmează să promoveze poate tot anul viitor la nivelul arbitrilor divizionari de futsal, la Liga a 2-a la început și apoi poate și spre Liga 1. Ne pregătim pentru examenele de promovare care vor avea loc la sfârșitul anului viitor, pentru că Comisia Centrală organizează examene și pentru promovarea la nivelul Ligii a 3-a și pentru promovarea la nivelul Ligii a 2-a și în ultimii ani am avut de fiecare dată arbitrii promovați, am fost printre puținele județe din țară care am avut în fiecare an arbitrii promovați. Ne pregătim să organizăm consfătuirile județene pe care le ținem cu arbitrii din județ, pentru că și aici, chiar dacă pentru mulți dintre ei vorbim de un nivel amatorial de arbitraj, să spunem, de plăcere, de oricum cum am vrea să-l numim, și aici trebuie să îi aducem pe arbitrii la nivelul la care să poată să ducă la bun sfârșit jocuri de Liga a 4-a, de Liga a 5-a. Sunt foarte multe jocuri cu un nivel de dificultate ridicat. Multe dintre cele de la Liga a 4-a sunt peste meciurile de la nivelul Ligii a 3-a, unde arbitrează arbitrii divizionali, pentru că nivelul campionatului în județul Iași este unul, să spunem, bun și foarte bun între județele din Moldova. Cred că noi și la Suceava, unde sunt campionate la nivelul ligilor a 4-a, Ligii a 4-a foarte echilibrate și cu echipe foarte bune. Probabil și faptul că nu avem foarte multe echipe de Liga a 3-a în județul Iași, pentru că acum este Miroslava, mai este CSM Pașcani, face ca o bună parte a jucătorilor automat să vină spre Liga a 4-a. Spre Liga a 4-a și atunci cresc nivelul acestui campionat. În ultimii ani Iașul n-a mai generat astfel de echipe, iar toate cluburile de copii și juniori care produc fotbaliști până la nivelul de 18 ani când termină junioratul nu prea unde să exporte și atunci automat cei care vor să rămână sau cei care își găsesc un loc de muncă și vor să mai facă fotbal, automat se orientează către aceste echipe de Liga a 4-a. Baremurile ar putea fi mai mari, nu? Baremurile au tot crescut în ultimii ani, au tot fost indexate, acum am ajuns și la nivelul județului Iași, la un nivel onorabil și la... Suntem, să spunem, peste media pe țara baremurilor în ceea ce privește campionatul județean de fotbal.
La nivelul, sau începând de la nivelul Ligii a 3, acestea sunt fixate de către Comisia Centrală, de către Federația Română de Fotbal și vorbim despre cu totul altceva. Dar la nivelul județului Iași suntem la un, la un nivel în regulă din punct de vedere financiar. Cu siguranță că ele vor mai crește și am reușit să le, să le mărim tocmai pe acest fond al îmbunătățirii prestațiilor Câte au un central noștri. Și un asistent la, la Liga A4? La Liga A4 în jur de 150 de lei. Și pentru un central cu 15-20 de lei mai puțin. Am înțeles. Și da. Transportul? Este asigurat separat. Este asigurat separat, da? Da. Adică pentru două ore de arbitraj, sau nu două ore, să spunem 3-4 ore, într-o duminică, cred că e rezonabil și un arbitru poate să aibă chiar 4 delegări într-o, într-o lună de zile. Uh-huh. Deci e un second job sau, să-i spunem, o activitate conexă cu, sau paralelă extra, cu da. Extra profesională care poate să mai aducă niște venituri suplimentare, inclusiv la, la nivelul campionatului județean. Bun. Aș vrea să te întreb. Cum ți se pare arbitraj acum la, la nivelul Champions League? Pentru că și acolo au fost discuții și practic de când această generație a lui Colina s-a retras, a fost așa un vid, tot a încercat cineva să mai acopere acel vid, dar practic nu mai sunt arbitri de talie, ca să zic așa. Inclusiv la UEFA au fost schimbări în ceea ce privește comisia de arbitri. Încă de la sfârșitul anului trecut Pierluigi Colina s-a retras din motive personale. Locul lui a fost luat de tot de un fost arbitru italian, Roberto Rossetti, recunoscut pentru strictețea și pentru, mă rog, să spunem, dacă ar fi să facem o comparație, cred că l-aș asemăna cu Alexandru Tudor în foarte multe momente ca mod de arbitraj. Cred că vor fi ceva modificări, cu siguranță că are o altă viziune asupra arbitrajului pe care o va impregna celor care sunt arbitri internaționali la fotbalul mare. În schimb, acum se pare că tendința este de a introduce inclusiv acest sistem VAR. Probabil că în curând îl vom vedea și în Champions League, pentru că el a fost testat la campionatul mondial din Rusia. Deja este testat în campionatele puternice din Europa, ceea ce înseamnă că... Dar nu e mai greu, pentru că e greu cu banii. Nu știu dacă doar cu banii, cât cred că ar fi complicat și cu infrastructura. Pentru că sunt foarte puține stadioane capabile să suporte acest sistem VAR. Bun, până la urmă, dacă vrem să-l implementăm, el va fi implementat. Dar cred că în următorii 2-3 ani nu se va reuși, pentru că e foarte important să învețe și arbitrii acest sistem, să primească, să existe lectori care să vină și să implementeze acest sistem. Bun, să ai și tehnologie, să ai bani tehnologia, înțeleg că presupune costuri de peste 100.000 de euro pentru un stadion care să poată deci, să fie... Sunt stadioane în Liga 1, e greu să aducă un ceai la un... Da, și vorbim despre sisteme care... Nu au încălzire. Exact. Adică unde nu există, să spunem, sistem de încălzire și nu e folosit tocmai din cauza costurilor. Și atunci să vii cu un astfel de sistem de cel puțin 100.000 de euro... Și 100.000 de euro înseamnă destul de mult pentru echipele de Liga 1, adică nu sunt niște bani pe care să și permită să-i arunce așa imediat, nemai știind dacă anul viitor vor mai activa la nivelul Ligii 1. Așa este. Pentru că cred că 70-80% din cluburile noastre funcționează datorită drepturilor de televiziune și atunci... Bun, referitor la Champions League, vor fi schimbări pentru că au fost în ultimele sezoane, ca să zic așa, cel puțin în fazele cele mai urmărite, în fazele superioare, au fost arbitraje de-a dreptul ridicole. Da, vor fi schimbări pentru că FIFA și UEFA chiar
testează și alte modificări la legile jocului pe lângă introducerea acestui sistem VAR și goal line, sistemul de urmărire video a golurilor care depășesc sau, mă rog, situațiilor în care mingea depășește cu foarte puțin linia de poartă, dacă depășește sau nu. Acel sistem a liniei porții care a fost la rândul lui testat la campionatul mondial din Rusia. La nivel mondial există o tendință de globalizare a arbitrajului și am văzut foarte mulți arbitri din state care să spunem că nu au un campionat de fotbal puternic și atunci lipsa lor de experiență se resimte. Este foarte greu ca din Uganda sau din Gabon să vii să arbitrezi Anglia cu Franța. Este foarte greu, adică și ridicol, de-a drept. Este un cu totul alt ritm al jocului. Este ca și cum am, nominalizat noi un arbitru de județ care să arbitreze un astfel de meci internațional. Cam asta este diferența. Adică pașii ăștia care sunt parcurși de către un arbitru nu sunt întâmplători. El presupune, ei presupun o anumită valoare, o anumită experiență pe care o acumulezi de-a lungul timpului și, bineînțeles, lucruri pe care trebuie să le faci și într-un campionat care îți permite să progresezi foarte mult și să ajungi la nivelul la care să arbitrezi un astfel de meci. Cred că aici e principala problemă de la FIFA, pentru că la UEFA vorbim doar despre competiții la nivel european, unde diferențele nu sunt chiar atât de mari cu ceea ce se întâmplă la nivel mondial. Tendința asta de globalizare va exista în continuare, pentru că asta își dorește FIFA și cred că în continuare ne putem aștepta la astfel de arbitraje, uneori, să spunem, ridicole sau scandaloase, așa cum l-ai numit. De aceea, probabil că prin introducerea sistemului VAR se va încerca minimalizarea acestor erori greșeli. Mă rog, să spunem, măcar în momentele foarte importante, acolo unde poate fi decisiv, să existe cineva care să corecteze și să spună, hai să ne mai uităm o dată, poate e o greșeală undeva. Mai avem o minut și jumătate ca o concluzie, arbitrajul românesc este pe un drum bun sau nu? Cu siguranță pe un drum bun, care va continua, pentru că atât timp cât există această continuitate la nivelul Comisiei Centrale a Arbitrilor, nu văd de ce lucrurile s-ar schimba. Așa cum am discutat, sunt tineri promovați pe lista arbitrilor internaționali care au o certă valoare și la fotbal și cu siguranță și la celelalte ramuri ale fotbalului. Și noi la Iași încercăm să venim cu plusul pe care îl putem aduce noi la nivelul Comisiei Centrale, cu tineri foarte bine pregătiți și care să aibă o certă valoare atunci când ajung în loturile divizionare. Și cred că și în următorii ani vom vorbi la modul pozitiv despre arbitrajul românesc și despre arbitrajul ieșean. Îți mulțumesc mult, Vlad, pentru prezența în emisiune. Așadar, perspective bune pentru arbitrajul românesc și ieșean, după cum a spus invitatul. Să sperăm că nu vom mai avea atâtea erori în Liga 1, acolo unde ne interesează mai mult. Săptămâna viitoare vom aborda alt subiect. Iată, mâine se reunește echipa de fotbal FC Politehnica Iași, s-a reunit și FC Botoșani. Bănuiesc că săptămâna viitoare vom discuta despre fotbal. Până săptămâna viitoare, Cezar Florișteanu vă urează toate cele bune. Acest program a conținut plasare de produse.